s-a golit sub un clopot de sticlă. Străzile sunt pustite. Ușile și ferestrele se lovesc de canapă. Sunt singurul trecător și nici eu nu ajung. Trupul meu e departe, dincolo de mormini. Abia sufletul se mai împarte. Sufletul e cocorul, grâng. Crugărul gomidasul e singurul cu o voce suavă și mințile rătăcite. Corul a cântat pentru ultima oară de rolul mea în biserica născătoare de Dumnezeu. Cartea își închide coperțile de argint. Pasărea de argint picură ultimul strop din îndelemul sfințit. Convoaie, 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 umbre ținându-și trupurile vlăguite în braț. Doar ele mai au putere să meargă, doar ele în apus au puterea să privească în urmă. În Stepanakert străzile sunt pustii. S-a stins luna plină a nopților luminoase, luna răsare pe jumătate. Treptele albe ale piramidei în cinsul calm. Culoarea rodiei n-a fost niciodată mai sângerie și nimic nu-i mai pustiu decât un oraș părăsit în gravă. Așternuturi nedezmeticite oftit, leagă lui corul, mese și scaune răsturnate. Un căruț scăpat din mâinile mamei ca pe faleza Odesei spre mare. Rufe atârnând pe care le poartă doar vântul, câinii fără stăpâni, flămânzi cu botul uscat. Atâta graba spaimei desprinsă de sine, încât până și ele surprinse, imaginile au rămas în oglinzi, captive și triste, căutând din priviri chipurile care să le întregească. Tu, frate al meu într-un Domnul, dacă te încumezi să faci cale întoarsă pe urmele mele, lipește stâmpla de ziduri și ascultă gândurile pe care nimeni nu le aude. Lipește-ți palmele de pământ ca palmele morților să te simtă. Lipește-ți urechea de crucea de piatră, hachkar, și ascultă inima care bate acolo. Ascultă-mi inima care bate acolo. Fratele meu, pentru Domnul, durerea mea e și a ta. Da, marea majoritatea imaginilor pe care le-ați văzut, pe, nu pe alb negru, da? Sunt din Stepanakert, nu sunt cadre istorice, nu este imagini istorice, sunt imagini de astăzi, de ziua de astăzi, acum două luni, când armenii pur și simplu au părăsit Stepanakertul, în general regiunea istorică Nagorno-Karabakh, unde au trăit 2, 3, 4 mii de ani, mă rog, nici nu se știe de când exact. Au părăsit pentru că erau pur și simplu sub amenințare, că dacă n-ar fi plecat, ar fi pățit ce au pățit frații lor, părinții lor și așa mai departe. Nu știm cum se va rezolva până la urmă în viitor. Cert este că la ora actuală au rămas probabil doar câțiva, nici nu se știe câți au rămas, dacă au rămas. Așa, poate doar 10-20 mii, așa, câteva persoane doar. În rest, au părăsit toți. Și despre Plân, că așa, dacă vă povestesc sincer, până dimineața pot să vorbesc despre istoria atât a Armeniei, cât și a Arțafului. Arțaf este denumirea în armeană originală Nagorno-Karabakh. Nagorno-Karabakh e din Nagorno din rusă, de munte, adică Karabakhul e dat de tatari, de persani, care înseamnă grădina neagră. Dar e din, mă rog, nu e armeană, denumirea armenească este Arțaf. Și poezia este făcută de domnul Voscanian, Varujan Voscanian,
Și atunci când i-a scris, mi-a trimis și mi-a spus dacă pot să traduc în armeană. Și ca să fie ca o poezie. Iar cum a scris, este, cum se spune, poezie în proză. Așa. Da. Și mi-a spus că dacă pot să traduc așa, cum e poezia. Și eu am înțeles că ar trebui să traduc cu rime, ca să mă ajungă așa. Mi-a scris în armeană așa, ca poezie, și eu așa am prins, încă nu știa. E, și am stat ca să... și am tradus cum ar suna cu rime frumos. Și apoi când i-am dat, wow, ce frumos, dar nu am vrut așa neapărat să fie cu rime. Dar mai bine dacă tot ai făcut. Și acum, bineînțeles, nu știu, cred că nimeni dintre dumneavoastră nu o să înțeleagă, dar atâta timp cât suntem în sediul armenilor, evenimentul armenesc, ar fi bine să sune și limba armeană. Așa că vă citesc cum am tradus. Deci, Stepan Achert. Pakvel en horizonnerin amayi Stepan Achertum. Yevotnel datarki apake zangitak. Դուր ու պատուհան ճոճվում են փողոցներում, ես միակ անցորդն եմ, և ես էլ չկամ։ Մարմինս հեռու է գերեզմանից անդին, հազիվ հոգիս է հետ գալիս կրկին, հոգիս կրունքն է Կոմիտաս վարդապետի, որը միակ կրողը չէ ոչ քնքուշ ձայնի, և ոչ էլ այդու հետ մոլորված մտքերի, և երկեց երգչախումբը մի վերջին անգամ, Սուրբ աստվածացնում մեր տեր ողորմյան, գիրք նահա փակեց արծաթե շապիկը ու կաթաց Սուրբ յուղի վերջին կաթիլը. Շարասյուններ, 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 իրենց ուժասպար մարմինները գրկող ստվերներ, նրանք, միայն նրանք ուժ ունեն քայլելու և ուժ ունեն մայրամուտին հետ նայելու. Ստեփանակերտում ամայի փողոցներ, Հանգած լիալուսին լույս գիշերների, բուրգի ճռացող ճերմակ աստիճաններ, շողացող ներքո կիսաբաց լուսնի։ Նրան գույնն ավելի արյունոտ չի եղել երբեք, և ոչինչ ավելի դատարկ չի եղել, տեսեք, քան հապճեպ դատարկված քաղաքը, հենց նոր արթնացած անկողինը, հառաչող դատարկ օրերոցն ու շրջված սեղանաթորները, մոր ձեռքից կտրված սայլը, ինչպես Օդեսայի ափին գլորվող դեպի ծովը, կախված հագուստները, որ քամին է միայն կրում, քաղցած անտերշները չոր բերաններով շրջում, վախի այնպիսի Երուսեր, ինքն իրենից կտրված, որ մինչև անգամ հենց ինքը զարմացած, իսկ պատկերները հայլիներում մնացած, գերի ու տխուր, փնտրելով դեմքեր, որ հայացքներով հայլին հավաքեր։ Դու, իմ եղբայր, աստծո կամոք, թե համարձակվես գալ իմ հետքերով, ականջ դիր պատին և փորձիր լսել մտքեր, որոնք ոչ ոք չի կարող լսել, և հողին հպիր քո ափերը լայն, որ մեռածների ափերն էլ զգան այն, ականջ դիր խաչքարին և լսիր սրտին, լսիր այնտեղ բաբախող իմ տխուր սրտին, դու, իմ եղբայր, աստծո կամոք, իմը և քոնն են կսկից ու մորմոք։ Հոյան սրվածը կուն շին պոեզի ավոզորվա դեր Կոմիտաս, դե արխիմանդրիտ ու Կոմիտաս, կարե պրոբաբիլ ուն դրոմարոսը շտիս կը ամայվորդիտ այիչ, Կոմիտասը եստե cum să spun, tatăl muzicii armene. El este cel care a cules, s-a plimbat în câteva sute de localități, dacă nu chiar mii, și a cules muzica curată armenească. Practic, a curățat muzica armenească de elementele turcești, arabești, persane și așa mai departe. Și așa a, practic, a salvat aproape 3 sau 4 mii de melodii. De cântece, de melodii, ca să înțelegeți ce valoare are. E, în 1915, când au început arestările și au fost trimiși mai întâi intelectualii în Derzor, în deșertul Derzor din Siria, ca să fie uciși, a fost și Comitas printre ei. Dar, având în vedere cât de cunoscut era el
pe lume mondială știau foarte mulți în Europa, au intervenit marile puteri, chiar marile puteri, doar ca pentru el. Și așa au fost forțați din deșert să-l ducă înapoi. Și așa el ajunge la Paris și nu mai poate să lucreze. Așa a rămas în popor vorba că a înnebunit și n-a mai putut să... Într-adevăr, n-a înnebunit în sens propriu. Dar ce a văzut acolo, ce a văzut în deșert, efectiv el n-a mai lucrat. A trăit încă aproape 20 de ani, a murit în 34. Și eu, întâmplător, în arhivele, chiar în România, în arhivele armenești, ziarelor armenești, am găsit chiar vizite la el în sanatoriu, în Paris. Și unde povestește ziaristul că i-a primit, a vorbit frumos, adică nu era în sens propriu, da? Dar nu mai avea și vorbea că nu mai am de ce să lucrez, adică și-a pierdut valoarea, pur și simplu. Da, s-a blocat, nu mai avea sensul să lucreze, să munce. Dar în anii ăia ce putea să facă el, și el e cel, și asta să închei, care a, cum să spun, a salvat și notele armenești, cum avem noi litere armene, așa avem și note de muzică, care se numesc hazeri. Și astea sunt câteva mii, foarte multe, și prin aceste note, armenii, pur și simplu, dădeau muzica, produceau, nu știu cum să spun, da? Muzica, notele. Și până ziua de astăzi, încă nu este acea persoană care să știe toate ce a făcut Comitas, pentru că e foarte greu de descifrat. El nu s-a mai ocupat, ci doar el știa ce sunt. Așa, deci un geniu pur și simplu. Așa a salvat și până acum, chiar am cunoștințe, unul dintre ei a fost și în România, a avut și prelegere, domnul Artur Șanazarian, și a vorbit mult. El a ajuns la un nivel așa, dar nu toate, și zicea că am nevoie încă o viață ca să reușesc să ajung măcar unde a ajuns el cu aceste note. Deci, bravo. Cam asta. Bravo, bravo. Ionela Ciobănicei, care interpretează, poate să interpreteze o liturghie, nu? Adică știu muzica sacră armeană. Așa. Ochimesu Hrăzdeasă, parochie paravorial. Binecuvântați-l pe Domnul care într-o slavă este slăvit. Pe care este construit tot octoihul armenesc, cu modurile plagale și modurile autentice. Sunt tot, de toate. În biserica armeană, liturghiile sunt două feluri de liturghii. Deci ori după Comitas, ori după Maghiar Ghevalia. Și mai nou, acum e Ghevalia. Da, dar care are 96 de ani. Tradiționale sunt Ghevalia și Comitas. Da, așa este. Iar prin protocol la Catedrala Episcopală din Ecmiadzin, este doamna Lucine Zacharian. Nu mai trece din păcate. Da, Lucine și mai cum? Zacharian. Lucine Zacharian a murit acum vreo 30 de ani. Da. 20. Și am ascultat. E o voce, cea mai bună voce de până acum. Pot să spun un juvaier foarte frumos. Când ați spus? Am ascultat pe YouTube. Mai sunt două momente că... Da? Vine oferta românească. Da.